Am prezentat câte două spectacole, de cele mai multe ori unul din străinătate, unul din România. Pe atunci aveam mari spectacole și noi, realizate de Silviu Pulcărete sau de alt regizor. După aceea a fost mari regizori, mari spectacole, mari teatre ale Europei și ale lumii în 2008, când am reușit să aducem spectacole chiar ale vârfurilor regiei mondiale, Peter Brook, Robert Wilson, Lev Dodin, Necrosius, Silviu Pulcărete, Declan Donovan, atunci a venit pentru prima dată și marele actor Michael Pennington, dacă vă duceți aminte. După aceea, în 2010, poate cea mai nebunească, mai cutezantă dintre toate edițiile, Constelația Shakespeare, când toate spectacolele, toate manifestările, expoziții, lansări de carte, tot absolut, atelierele teatrale studențești, dacă mă duceți aminte atunci, că totul s-a desfășurat sub deviza Constelația Hamlet, având în centru această capodoperă, capodoperă de piesa Hamlet. În 2012 a fost lumea întreagă, e o scenă. În 2014, Shakespeare al tuturor categoriilor, apoi Shakespeare pentru eternitate, adică, într-un fel, săritura peste timp, peste veacuri, această ediție Shakespeare, Planeta Shakespeare, care înseamnă nu numai acest glob pământesc al nostru, ci o constelație, o stea spre care noi primim și pe care este așezat Shakespeare împreună cu opera lui, iar noi îi aducem prin această ediție un omagiu și, așa cum spuneam, vom încheia acest ciclu al marilor teme cu William Shakespeare universal. Fiecare își poate alege din opera shakespeariană ce este mai apropiat, ce este mai spre simțirea și gândirea lui.